Iar acela i-a răspuns, fratele tău a venit și tatăl tău a ajungea vițelul cel îngreșat, pentru că l-a primit sănătos și s-a mâniat și nu voia să intre, dar tatălui ieși ne ruga. Însă el răspunzând a zis tatălui său, iată, beatâția ani îmi slujesc, niciodată n-am călcat porunca ta. Și mie tu niciodată nu mi-ai dat un net să mă veselesc cu prietenii mei, dar când a venit acest fiul tău, care a mâncat averea ta cu desfrânatele, ai junghiat pentru el vițelul îngreșat, însă tatăl i-a zis, fiule, tu în toată vremea ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Se cuvenea însă ne veselim să ne bucurăm că ești fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era. Amen.
Iată marea problemă a copiilor noștri. Iată durerea de astăzi al multor părinți. Că trebuie să recunoaști că avem și copii cu minți. Iată că s-a înmulțit în lume și familiile noastre fiii isipitori, neascultători, desfrânați, ca cel din Sfânta Evanghelie. Ce mai poate face un părinte pentru ei după ce au căzut în toate păcate? Ce trebuie să răspundem acestor părinți care vin plângând la noi? Răspunsul este unul. Să-i ajutăm pe copiii noștri mai întâi să nu cadă în păcate grele care sunt necredința, neascultarea, desfrânarea. Dacă au căzut ca fiul disipitor din Evanghelie, să-i ajutăm să se ridice din prăpastia necredinței a desfrâului. Cum? Mai întâi să-i ducem la un duhovnic bun să mărturisească păcatele. Apoi să-l îndemnăm din nou la Sfânta Biserică, la o viață socială normală. Și să-i deprindem să se roage, să citească cărți sfinte. Numai să luați aminte ca nu cumva chiar părinții, tata și mama, să fie aceia care își smintesc copilașii și împing la tot felul de păcate prin exemplu rău pe care îl văd în casă. Avem însă multe familii bune, model, prin satele, orașele noastre. Avem încă multe mame creștine devotate care își cresc frumos copiilor. Avem biserici, avem mănăstiri și preoți buni peste tot în țară. Numai să-i căutăm, să ne spovedim la timp, să le urmăm sfatul. De aceea, să nu cadă nimeni în beznădejde, dragii mei. Să ne întoarcem la Tatăl Ceresc care ne-a zidit. Dumnezeu ne așteaptă în pragul bisericilor. Să venim cât avem vreme. Că ne așteaptă și ne cheamă. Căzând înaintea Lui să zicem cu căință, cu lacrimi. Iată, am greșit la cer înaintea Ta. Am rătăcit pe căile păcatului. Mi-am depărtat de Tine, de Sfânta Biserică. Am căzut în cumplite fără de legi. Acum să ne îndrătăm și să ne căim, să ne pară rău, să ne temem de veșnică o sândă care ne așteaptă, că și nu mai suntem vrednici, să ne numim fiii Tăi și primește-ne, Doamne, înapoi ca pe cei mai de pe urmă, robei Tăi, în vecii vecilor. Amin!